Dale Carnegie. Când viața îți dă o lămâie, fă din ea o limonadă. Unul dintre cele mai tragice lucruri pe care le știu despre natura umană este că avem cu toții tendința de a evita să trăim. Toți visăm la o grădină de trandafiri magică, dincolo de orizont, în loc să ne bucurăm de trandafirii care înfloresc la fereastra noastră, astăzi. Teama nu există nicăieri, decât în minte. Dacă doriți să adunați miere, nu distrugeți stubul. Gândurile noastre ne fac ceea ce suntem. Nu-ți permite să te indispui din cauza unor lucruri mici pe care ar trebui să le uiți. Viața este prea scurtă pentru a fi irosită pe lucruri neînsemnate. Fii ocupat. Acesta este cel mai ieftin medicament de pe pământ și unul dintre cele mai eficiente. Un zâmbet nu costă nimic, dar este atât de scump. Dacă vrei ca oamenii să te ocolească, să râdă de tine pe la spate sau chiar să te disprețuiască, iată rețeta. Nu asculta niciodată pe nimeni prea mult. Vorbește în continuu despre tine. Dacă îți vine vreo idee în timp ce vorbește cealaltă persoană, nu o lăsa să termine. Întrerupe discursul chiar la mijlocul frazei. Toată lumea caută fericirea și nu există decât o singură modalitate de a o găsi. Aceea de a-ți controla gândurile. Fericirea nu depinde de condițiile exterioare, ci de cele interioare. Comportă-te așa de parcă ești deja fericit și vei deveni cu adevărat fericit. Nu vei avea niciodată succes dacă nu faci ceea ce îți place. Dacă în drumul tău întâlnești un om prea obosit ca să-ți poată dărui un surâs, lasă-l pe al tău, pentru că nimeni nu mai are nevoie de un zâmbet decât acela care nu-l mai poate dărui. Nu face lucrurile bine, fă-le perfect, fii îndrăzneț, fii primul, fii diferit, fii corect. Singurul mod de a obține ceea ce e mai bun dintr-o ceartă este să o eviți. Ești fericit sau nefericit nu din cauza a ceea ce ai, nici datorită cine ești, unde ești sau ce faci. Starea ta este determinată de ceea ce gândești despre toate acestea. Asumă-ți riscul. Viața întreagă e un risc. Cel ce merge cel mai departe e cel dispus să îndrăznească. Nu există oameni răi în lume. Există doar circumstanțe neplăcute, care pot fi ușor schimbate numai prin schimbarea atitudinii față de ele. Omul care are succes învață din greșelile lui și va încerca din nou într-o modalitate diferită. Când ne urâm dușmanii, le dăm putere asupra noastră, putere asupra somnului nostru, asupra apetitului nostru, asupra tensiunii noastre arteriale, asupra sănătății noastre.